Și nici nu știți, fetelor, de când aștept să filmez acest videoclip. Astăzi, așa cum bine ai văzut din titlu, astăzi vorbim despre bagajul de călătorie în insulele Canare. Și un bagaj de călătorie un pic mai diferit, pentru că trebuie să mă încadrez în 10 kg. Pot să fac asta sau nu? Rămâne de văzut. Dar, pentru început, zic să începem cu portfardul, care, spre nefericirea mea, anul acesta nu o să fie un portfard, deși mi-am pus eu toate lucrurile în portfardul acesta de la Guess, dar, cum am specificat, călătorim cu un ghiozdan și un bagaj de 10 kg, ceea ce înseamnă că nu am voie să iau produse lichide de 100 de ml și care să nu depășească un litru. Dar, între mine și Andrei, sper eu să ne descurcăm cu asta, așa că o să-ți arăt ce produse de skincare și make-up m-am decis să iau cu mine, iar apoi o să le pun niște punguțe de plastic, acelea care sunt acceptate de aeroporturi. Și zic să începem cu produsele pentru skincare. Și unul dintre lucrurile pe care mi le-am luat cu mine sunt dischetele acestea demachiante. Mi-am luat destul de multe, nu cred că o să le folosesc pe toate, dar pot să le pun în bagaj liniștită că nu sunt lichid. Apoi, cred că ți-am arătat eu acum câteva videoclipuri bune că mi-am cumpărat setul acesta de la Glow și dacă ești în Marea Britanie, îl găsești în Home Bargains. Eu din Home Bargains l-am cumpărat și cred că fiecare produs a costat 2,99 lire, dar bineînțeles că îl găsești și pe Beauty Pie, îl găsești pe site-ul de la Boots, prin diferite magazine, dar motivul pentru care eu mi l-am cumpărat din Home Bargains era prețul, că, virgulă, cred că o cremă de aceasta este undeva la 25 de lire, dacă nu mă înșel, iar în Home Bargains ei o vindeau la 2,99 lire. Brandul se numește Glow, este o cremă de zi cu acid hialuronic de 50 de ml. Nu am folosit-o încă, zice că este cu acid hialuronic și polipeptides care hidratează. 50 de ml, deci ca și cantitate o să fiu ok. Iar ca și serum, mi l-am luat pe acesta cu vitamina C, B și ceramide. La fel și el este tot de la Glow. Serumul este de 30 de ml și sunt niște produse care sunt fabricate în Marea Britanie. Cred că încearcă ei să facă cam același lucru ce s-a întâmplat cu Elemis-ul, nu știu dacă o să le iese, că sunt noi pe piață. Acum vorbim despre Elemis, este un brand foarte popular în Marea Britanie și cred că și la noi în România, dar este un brand destul de scumpus din punctul meu de vedere. Dar am de la ei crema aceasta de 50 de ml, este o cremă care se numește Revitalize Me, este o cremă pentru hand and body, o loțiune de hand and body și am zis să o iau cu mine. O să folosesc și nu mai aduc înapoi fetelor. Mai departe, de la Garnier, am apa aceasta micelară. Recipientul are 100 de ml, dar eu cred că am aici aproximativ jumătate. Că am folosit-o și când am fost, oare când am fost în Londra, cred că am luat-o cu mine când am fost în Londra. O să iau și pe aceasta. Ca și serum pentru noapte, îl am pe acesta de la Avon. De 10 ml. A fost o monstră. Nici nu mai știu de unde eu am, fetelor, să fiu cinstită. Dar am avut vreo 4 sau 5. Le-am tot folosit. Nu sunt rele. Am zis că o să o iau cu mine, o folosesc și o mai aduc înapoi. Nu știu dacă mai este cineva acolo ca mine, dar de fiecare dată când mi se termină un produs de acesta de igienă corporală sau de skincare, sunt foarte încântată să încerc ceva nou. Iar de la L'Oreal mi-am cumpărat o nouă cremă pentru noapte, aceasta. Se numește Hyaluron Expert și am văzut-o peste tot, o grămadă de reclame. Cred că au investit o mulțime de bani în reclame. Zice că este un Replumping Moisturizing Care Night Cream Mask, se numește, și are, sper să aibă, da, 50 de ml, nu mai au cutiuța cu mine, și abia aștept să o încerc, fetelor. Are un pic de miros, dar foarte subtil, sper să fie ok, cam așa arată. Eu mi-am cumpărat-o din Boots, în cazul în care te interesează. Bun, cred că cam acestea sunt produsele pentru skincare, dacă nu mă înșel, în cazul în care mai găsesc ceva, o să vi le arăt. Acum, în ceea ce privește machiajul,
cu mine câteva lucrușoare, destul de multe, nu știu dacă o să le folosesc pe toate, dar ca și fond de ten, mi l-am luat pe acesta de la By Terry și l-am de foarte mult timp, fetelor, cred că l-am de un an cu siguranță și mai am foarte, foarte puțin în el, dar mi-a plăcut foarte mult. E foarte ușor, nu știu, cred că acesta este lucru care mi-a plăcut cel mai mult la el, faptul că este foarte, foarte ușor. Îl iau cu mine și cred că înapoi nu-l mai aduc, că mai am foarte puțin în el, cum am zis. Are și SPF 15, nu mai mi-aduc aminte de unde mi l-am cumpărat, că, cum v-am zis, l-am folosit foarte mult. Zice că îți dă un look de acela mat și eu cum am pielea grasă, cred că m-am împăcat foarte bine cu ea, cu fondul de ten. Iar apoi când am fost în Germania, cred că ți-am arătat că mi-am cumpărat de la Balea BB cream-ul acesta. Și de obicei când merg în concediu nu prea mă machiez. Și atunci am zis că dacă am nevoie într-o seară, că peste zi mergem la plajă și așa mai departe, nu vrei să spui fond de ten să te bronzezi cum. Dar pentru seară m-am gândit că dacă am nevoie de un pic de retuș, BB cream-ul acesta de la Balea o să fie ok. Bineînțeles, burețelul, săracul de el a văzut zile mai bune, fetelor. Apoi, ca și concealer, mi-am cumpărat un nou concealer, nu l-am încercat. Se numește Ultimate Coverage Crease Proof Concealer. Este de la Revolution. Iar culoarea mea pentru el este CO2. Ca și blush și bronzer, mi le-am luat pe acestea de la Charlotte Tilbury, mi le-am cumpărat în perioada Crăciunului și nu mai știu câta oare. Sunt acelea magic wand-urile ei. Oare câți mililitri au? 10 mililitri fiecare. Ca și deodorant, ți-am arătat un videoclipul trecut că mi-am cumpărat unul de la Mitchum. Îmi place foarte mult acela de la Wild, dar este, recipientul este foarte mare. Pentru travel, cred că trebuie să se gândească la ceva mai compact. Acesta de la Mitchum îmi place mie foarte mult. Are 50 de ml powder fresh-ul lor. Hai să vă arăt ce mi-am luat cu mine pentru păr, că nu mi-am luat multe. Mi-am luat uleiul acesta de păr, pe care cred că ți l-am arătat și în videoclipul trecut. Are, recipientul are, oare cât are, 15 ml, se numește Bio Silk, Silk Therapy Original și l-am primit de la fata care îmi face mie părul. Când am fost ultima dată de mi-a pus blond în el, mi-a dat monstra asta și avea foarte mare dreptate, trebuie să pui foarte, foarte puțin și îmi place mult. Pe acela, iar apoi ca și fixativ mi l-am luat pe acesta de la Got2B Glued. Are 100 de ml, nu mai am mult în el, că l-am folosit tot așa, nu mai știu în ce concediu, cred că în Turcia, nu mai mi-aduc aminte exact în care. Bun, ca și produse pentru igienă orală, sticluța aceasta de la Listerine, care are 100 de ml și avem aici în ea apă de gură. Pur și simplu am ținut recipientul și am umplut cu apă de gură de acasă. Apoi de la Oral-B avem ața aceasta dentară. În cazul în care nu ești fan ață dentară, că înainte nici eu nu eram până să descoper ața aceasta, este super, super bună. Satin se numește ea, dar chiar o recomand, e super bună. Bineînțeles că o să trebuiască să pun periuțele de dinți, dar în ceea ce privește pasta de dinți, o să cumpăr din Spania, fetelor. La fel și cu șampoanele și gelurile de duș, ori din duty free, ori o să, când ajungem în Spania, mă opresc la un supermarket pe acolo și le cumpăr, pentru că nu am produse în cantități atât de mici încât să pot să le iau cu mine. Ți-am mai arătat, eu cred că, crema aceasta pentru față. Este o loțiune de protecție solară de la Minesol Protect, care zice că are 30 factori de protecție și este pentru pielea uleioasă, este pentru pielea grasă și care mie îmi place super mult, cred că mai am tot așa jumătate în ea, 50 de ml are, o iau cu mine și sper să o folosesc. Cam acestea sunt produsele de igienă corporală. Acum haideți să vă arăt,
Mi-am luat un singur spray pentru corp cu mine, acesta de la Sephora, Argan se numește. Ca și cantitate are 100 de ml, dar e folosit, cred că am folosit cam un sfert din el când am fost în Grecia. Și mi-a plăcut foarte mult, miroase foarte, foarte bine și peste zi am zis că o să-l folosesc pe acesta. Iar ca și parfumuri, am două parfumuri mici de câte 10 ml sau 15 ml, nici nu știu, fetelor, să vă zic exact. Unul este Yellow Diamond, iar al doilea, care acesta cred că o să-l folosesc mai mult pentru seară, se numește Dylan Blue. Și am zis că astea două o să fie mai mult decât suficient. Ca și Rimmel, o să iau cu mine acesta de la Rimmel, mai am foarte puțin în el, dar mi-a plăcut foarte mult. Extra Super Lash, vreau să-l folosesc și am văzut eu că cei de la Rimmel au scos un nou Rimmel, o să ți-l introduc undeva aici în cazul în care găsesc poză și aș vrea să-mi-l cumpăr pe acela să-l încerc, că era foarte lăudat. Ca și perii, o să iau doar periuța aceasta pentru farduri de ploape, pentru că toate produsele pentru față sunt cremoase, nu am nevoie de perie. Iar ca și far de ploape o să le iau pe acesta de la Max Factor, are nuanțele acestea frumoase de roz și m-am gândit că pentru un concediu la căldură acestea o să fie super faine. Produse pentru sprâncene, bineînțeles Goof Proof-ul de la Benefit îmi place super super mult și mi-am luat și gelul acesta de la Eco. Este un styling gel, mai mult ca și o ceară, dar îmi place mult. Acum, produsele mele favorite și anume produsele pentru buze. O să iau cu mine de la Charlotte Tilbury creionul acesta lipcit, îmi place super mult, mai am foarte puțin în el, fetelor, ia uitați ce mult l-am folosit, o să trebuiască să-mi cumpăr altul. Iar să meargă cu creionul de buze de la Anastasia Beverly Hills, am un luciu. Un nude de acesta foarte, foarte frumos. Acum eu nu prea sunt cu luciurile, că mie în general îmi plac rujurile acestea mate. Dar nu știu, parcă trendul acesta mă prinde și pe mine din urmă. Un alt gloss pe care m-am gândit să-l iau cu mine este acesta de la Number 7. Culoarea este pink latte. Cred că este în travel size, că e foarte micuț. Are... oare cât are... nu știu, că nu scrie aici cât are, fetelor. Abar n-am, să zic vreo 30 de mililitri maxim, 20-30 de mililitri. Am luat și pe acesta cu mine. Și mi-am mai luat două rujuri mate, bineînțeles. Unul este de la Ted Baker și acesta m-am gândit să-l folosesc mai mult seara pentru că este un vișiniu care îmi place super mult. Ia uite ce frumoasă e culoarea. Iar al doilea, acesta este de la Rimmel. Ruful acesta îl folosesc doar dacă merg în concediu. Este un portocaliu foarte frumos. Stai că-l scot să vezi. Cam așa ceva arată. Dar cum am zis, îl folosesc doar când merg în concediu. Nu tind să-l folosesc prin Anglia, că afară sunt 2 grade. Ar fi culmea să pun portocaliul acesta pe buze. Bineînțeles, un lip balm, acesta de la Derma, cu aloe vera, mi-a luat atât pentru mine cât și pentru Mirunița. Și a trebuit să-mi cumpăr un ruj nou, pentru că merg în concediu, m-am gândit, ia stai să mă răsfăț eu pe mine, și mi-am cumpărat de la Clinique un ruj absolut superb. Ia uitați ce frumos este, fetelor, este un roz, nu știu cât de bine vezi ce mult seamănă cu unghiile mele. Un roz foarte puternic, foarte, foarte frumos. Și acesta mi l-am cumpărat odată cu crema aceasta. Ambele mi le-am cumpărat de la Boots. De la Clinique eu mai am avut unul foarte asemănător cu acestea și chiar sunt bune rujurile lor. Sunt foarte cremoase, nu se adună, sunt foarte bune. Am mai avut unul... oare când am fost în Mallorca? Cred că când am fost în Mallorca am avut unul foarte asemănător cu acesta, doar că nuanța, din câte mi-aduc eu aminte, era un pic mai deschisă, nu era la fel de puternic, dar fetelor nu și-am făcut cu el, că acum când l-am căutat nu l-am găsit niciunde. Cam acestea sunt produsele pentru skincare și igienă corporală pe care o să le iau cu mine. Haideți să-ți arăt la ce outfit-uri m-am gândit. Și zic să încep cu ținuta pentru avion și dacă ești la mine pe canal de ceva vreme, cred că știi deja, pentru...
avion, îmi place să mă îmbrac foarte lejer, vreau ca tot procesul acesta de securitate să treacă cât mai smooth, nu să trebuiască să ne desfacem curele, papuci, cizme și așa mai departe. La avion de data aceasta am ales să-mi iau hoodie-ul acesta sau bluza aceasta cu glugă. Este o bluză albă cu imprimeul acela negru. Ți-am arătat eu acum câteva videoclipuri bune că mi-am cumpărat joggerii aceștia de la Marc & Spencer. Sunt o pereche de jogger negri. Și o bluză simplă neagră. În Marea Britanie e minus 2 grade, așa că m-am gândit să mă îmbrac, că să mi le dau jos o să fie ok, dar de obicei pe avion este destul de rece și așa că m-am gândit să fiu destul de îmbrăcată, mai ales că zburăm 5 ore și aproape. Și încălțări, cât că ai văzut deja zilele trecute, că am fost împreună cu voi la Marc & Spencer și am găsit pantofii aceștia sport, plac foarte, foarte mult, sunt absolut superbi. Ți-am arătat și în videoclipul trecut și pe aceștia o să iau cu mine. Și de asemenea o să-mi iau geanta aceasta crossbody în care o să pun pașapoartele și mai știu eu telefonul și mai știu eu ce vreau să pun acolo. De asemenea, fetelor, mi-am cumpărat un nou rucsac de pe Amazon și o să linkuiesc în căsuța cu descriere în cazul în care te interesează, dar era foarte lăudat. Dar ceva de genul acesta arată ghiozdanul sau rucsacul și este compartimentat foarte bine, pentru că partea de sus este ca un rucsac normal, care deja are aici câteva buzunare în care tu ai putea să pui diferite lucruri, dar partea aceasta de jos, fetelor, se deschide cu un fermoar și foarte multe lume pune aici încălțări. Acum eu nu cred că o să pun aici încălțările. De asemenea, foarte mulți vloggeri îl foloseau pentru a-și pune camera, trepiedul sau mai știu eu de ce alte lucruri aveau ei nevoie. Dar eu mă gândeam să pun aici toate lichidele în punguțe și atunci o să fie super, super ușor să le scot la aeroport. Cam așa ceva arată. Mi-a plăcut și culoarea că e negru. Aici în față mai avem încă un buzunărel pentru a pune la fel diferite lucruri. Și da, mi-a plăcut super, super mult. Și cam acesta o să fie outfitul pentru avion. Acum un alt lucru pe care le iau cu mine în fiecare călătorie este borsetuza aceasta pentru pașapoarte. Este un portofel special creat pentru a călători. Și dacă îl deschis, arată ceva de genul acesta. Acum săracul de el e de foarte mulți ani, fetelor. Cred că l-am cumpărat de la Marc & Spencer. În primul an când am venit noi în Marea Britanie, îl am de foarte, foarte mulți ani. Este un portofel foarte bun din piele, dar care a văzut zile mai bune, dar încă funcționează, așa că nu are niciun sens să-l schimb. Și în partea aceasta, nu știu cât de bine vezi tu, dar are diferite compartimente și avem aici. Avem pașaportul, biletele, documente și bani de călătorie. Iar noi ținem pașapoartele de obicei, că biletele nu le mai printez, dar pașapoartele de obicei le țin aici și dacă mai iau cu mine ceva euro sau ceva, îi pun și pe aceea tot aici. Am cumpărat două costume de baie noi, că știți că îmi plac costumele de baie foarte, foarte mult și acesta este unul dintre acele costume de baie. Sunt cumpărate de la Matalan. Mărimea pentru el este 12. Și m-a costat 23 de lire. Acum îmi dau eu seama că nu-l vezi tu foarte bine așa, că nu este îmbrăcat, dar mi-a plăcut foarte mult detaliile acestei aurii de aici, de la bretelute. Bretelutele sunt ajustabile și spatele este gol. Iar în ceea ce privește kilotul, este stilul acela brazilian. Și al doilea pe care mi l-am cumpărat-o de la Matalan este acesta. Arată ceva de genul acesta, nu știu cât de bine poți tu să-l vezi, dar o să-l vezi tu în vlogul de călătorie. Are niște detalii foarte frumoase, are ringul acesta auriu aici și câțiva năsturași, un fel de năsturaș, că sunt doar așa de formă, pe partea aceasta. Același stil de kilot brazilian, că mi se pare că acesta mă avantajează pe mine cel mai mult, iar ca și preț acesta a costat 21 de lire. Și ultimul costum de baie pe care o să-l iau cu mine este acesta albastru, pe care l-am de anul trecut și pe care mi l-am cumpărat înainte să merg în Mallorca. Este un costum de baie de la Marc & Spencer.
Este un costum simplu, dar care îmi vine foarte, foarte bine. Mărimea mea pentru el este 10. Și da. Acestea sunt costumele de baie pe care le luăm cu noi. Acum, ca și cover-up, o să o iau doar pe aceasta. O am de câțiva ani, bunul este nou. Este cumpărată de la Asda George. Și arată ceva de genul acesta. De plajă, cred că o să le iau doar pe acestea trei. O am pe aceasta de la Primark, pe care v-am arătat-o în haul cu reduceri Primark. Și cred că o să o iau pe aceasta. Aceasta din mijloc este și ea cumpărată tot de la Primark de anul trecut. Era în secțiunea lor pentru beachwear, pentru că este, nu știu cât de bine îți dai tu seama aici, dar este o rochie foarte transparentă. Este mai mult ca un cover-up. Și m-am gândit că o să fie bună să o iau cu mine. Și o să o împachetez și pe aceasta de la Tommy Hilfiger, pentru că e o rochiță foarte, foarte confortabilă. Și într-una dintre zile pot să o iau și nu doar pentru plajă. Pot să o iau și dacă vreau să... Nu știu, să merg la prânz cu ea. Este o rochie foarte confortabilă și m-am gândit să o iau cu mine, că o trag ușor pe mine, îmi place, întind mâna spre ea destul de mult pentru că materialul este foarte bun, este din bumbac. O să împachetez și ținuta aceasta, care cu siguranță o să fie pentru zi, și m-am gândit să o împachetez în cazul în care, nu în cazul în care, pentru acea zi în care o să explorăm insula. M-am gândit că o să fie o ținută foarte potrivită, încălțată cu pantofii aceiași sport de la Marks & Spencer. Pantalonașii sunt dintr-un in de o calitate foarte bună. Sunt cumpărați și ei, cred că tot de la, vreau să zic, de la Next. Maieul este un maieu de câțiva ani bun cumpărat de la H&M, la fel și cămașa. O cămașă cu dungi crem și ea cumpărată tot așa de la H&M, dar de câțiva ani buni. Și a doua ținută pe care mă gândesc să o iau peste zi, în cazul în care ne gândim să explorăm insula, este formată dintr-o pereche de blugi, blugi scurți, cu broderiile acestea foarte frumoase. Are brodat atât pe partea aceasta, cât și pe partea aceasta niște trandafiri, și pe care o să-l asortez cu maieul acesta de la French Connection. Un maieu dintr-un fel de mătase, că nu cred eu că este mătase. Și la fel aceleași încălțări sport. Acum, în ceea ce privește ținutele de seară, aș vrea să încep cu acestea care cred eu că sunt cele mai speciale și pe care abia aștept să le port, și anume aceste trei rochițe. Prima rochiță este o rochiță cumpărată de la Lavish Alice. O rochie un pic mai scumpă, dar care este absolut superbă și pe care încă n-am reușit să o port. Am cumpărat-o când au avut ei reducerile lor pe site de 25% și cu reducerea nu a fost o rochie ieftină, dar este superbă. Îmi dau seama că nu pot să o vezi bine și nu-i fac eu justice arătându-ți-o așa, dar este foarte frumoasă. Este dintr-un in foarte gros, are nasturi pe spate, o să-ți o arăt în concediu, crepată pe... în față, cu cordonul acela superb alb în talie, este superbă. O altă rochiță care îmi place foarte mult și pe care nu am purtat destul anul trecut este aceasta de la Karen Millen. Acum ți-am mai povestit ori de asemenea despre brandul acesta la mine pe canal. Îmi place Karen Millen foarte mult. Este o rochie cu care mă gândesc să mă îmbrac, nu știu dacă ți-am spus eu ție, dar în perioada în care noi mergem în Gran Canaria, în aceeași săptămână o să fie carnavalul de Las Palmas și mă gândeam că rochea asta este așa foarte, nu știu, foarte veselă, foarte, mă gândeam că o să fie perfectă pentru carnaval. Și bineînțeles o să iau cu mine rochea cumpărată de, am primit-o de Crăciun, adică eu mi-am cumpărat-o singură, da. Andrei mi-a plătit-o de la Ralph Lauren, nu am îmbrăcat-o încă, dar da, m-am gândit să o iau cu mine. Și ultimele trei rochițe pe care vreau să ți le arăt și pe care o să le împachetez. Aceasta este cumpărată de la Next din anii trecuți, este o rochiță foarte frumoasă, cu pliseuri în partea de jos, foarte colorată. Mă gândeam că și aceasta ar fi foarte potrivită pentru carnaval, în cazul în care e un pic mai rece, că peste zi... Temperaturile o să fie undeva între 25 și 28 de grade, dar seara între 17 și 18 grade. Așa că mă gândesc eu că
Da, în cazul în care mi-e mai rece, o să o iau pe aceea. Pe rochea asta nu se insist, că ți-am arătat în videoclipul trecut, este rochea de la Primark, cumpărată cu 3 lire, dar pe care am încercat-o și care îmi vine foarte bine și o să o iau cu mine. Iar aici am un play suit cu pantalonaj scurt, este cumpărat de la H&M tot așa de câțiva ani buni, este din mătase el, foarte confortabil și m-am gândit să îl iau și pe acesta cu mine. Cam acestea sunt toate lucrurile pe care cred eu că o să le iau cu mine. O să le împachetăm împreună, să vedem exact dacă intră. Dacă am loc, fetelor, cred că o să mai fac încă un outfit. Pentru că o să stăm în Gran Canaria 7 nopți și eu am doar 6 outfituri pentru seară. Pentru zi nu mă stresez așa de mult, că pot să reiau aceleași rochițe. Dar pentru seară mi-ar plăcea în fiecare seară să pot să port altceva. În cazul în care îmi rămâne loc, mai facem un outfit împreună. Haideți să vă arăt exact ce accesorii o să iau cu mine. Ca și geantă de plajă, fetelor, o să o iau pe aceasta de la Marks & Spencer. Este o geantă de plajă foarte încăpătoare. Vă arăt exact cum arată și înăuntru. Ceva de genul acesta arată. Are aici două buzunare, atât pe o parte, unul care are și fermoar. Place super mult chestia asta, unul fără fermoar. Și este o geantă de plajă super, super încăpătoare, cu niște detalii foarte frumoase la baza genții și care cred eu că o să fie super potrivită. Mi-am cumpărat-o anul acesta la reduceri, nu am reușit să o folosesc încă, și o să o inaugurăm în Gran Canaria, super frumoasă. O să-mi iau o singură pereche de șlap de plajă, pentru că, hei ho, nu este loc. Și anume, o să iau pe aceștia de la Zara. Mi se pare că se potrivesc foarte bine și cu geanta. Și sunt și foarte confortabil, să fiu cinstită. Partea de sus este tot așa formată din același material ca și geanta. Și are și baretuțele acestea aurii, foarte frumoase. Iar pentru seară, deși aceștia aș putea să iau și seara, că nu mi se par foarte, nu știu, cred că aș putea să-i accesorizez, depinde de ținuta pe care o am, cred că aș putea să-i accesorizez și seara, dar pentru seară mi-am cumpărat o pereche de păpucași de la Clarks și aceștia sunt cumpărați tot așa la reduceri și nici pe aceștia nu am reușit încă. Oare vi-am arătat? Cred că vi-am arătat într-un vlog atunci când am făcut cumpărăturile de la Clarks la reducere. Dar nu am reușit încă să-i port. Arată ceva de genul acestea, sunt negri. Accesoriul acesta este auriu, sau închizătoarea baretei este aurie. Au un pic de togdan. Sunt din gama lor Caution Plus. Este o gamă foarte populară aici în Marea Britanie pentru că sunt foarte confortabili și chiar sunt. Mărimea mea este 36 pentru ambele încălțări. Și cam acestea sunt papucii pe care o să iau, iar ca și geantă de seară o să o iau pe aceasta, pentru că, fetelor, vă spun sincer că nu prea am purtat-o și m-am gândit că cu ocazia asta o să pot să o iau. Este un galben foarte, foarte puternic. M-am gândit că o să meargă bine și accesorizată cu șalul meu. Și motivul pentru care m-am hotărât să o iau cu mine este pentru că aș putea să port și ca și crossbody și pe umăr. Dar are baretuțele acestea aici, care sunt detașabile și pur și simplu pot să o desfac și să o port ca și plic. Acum o să văd. Depinde de starea în care sunt în seara respectivă. Este o gentuță destul de încăpătoare. Cam așa ceva arată înăuntru. Are două buzunare, unul pe partea aceasta și unul pe partea aceasta. Da, este foarte frumoasă, dar nu am reușit încă să o port. Am purtat-o foarte puțin și m-am gândit că de tura aceasta pentru concediu o să fie foarte bună. Iar apoi peste mine, fetelor, o să-mi iau șalul acesta. Este un șal cumpărat de la Ted Baker. Mi l-am cumpărat așa de vreo câțiva ani. Foarte frumos, este un galben așa foarte plăcut pe o parte, iar voalul de pe partea cealaltă este un fel de crem. Cred că pare foarte galben la tine pe cameră, dar mă gândeam că seara, dacă mi-e rece, pur și simplu îl trag așa peste mine și o să fie super, super fain. Și al doilea lucru, tot așa gândindu-mă mai mult pentru seară, în cazul în care o să-mi fie rece, am cardiganul acesta de la Michael Kors.
Este un cardigan alb, dar care are niște detalii foarte frumoase și feminine. Ia uitați ce năsturei frumoși are. Da, este foarte, foarte frumos. Îmi place de asemenea că în partea din față are pe el ca niște creste de acestea de material, iar în spate este dintr-un bumbac simplu. Cam acestea sunt lucrurile pe care m-am gândit să le iau cu mine în concediu. Haideți că le împachetez și la final o să-ți arăt exact cum arată ele aranjate și puse în organizatoarele de pe timu. Haideți, fetelor, că am terminat și am vrut să vă arăt exact cum am reușit să le aranjez și să-ți spun că dacă te gândești să cumperi packing cube-urile acestea la fel ca și mine, ți le recomand din tot sufletul. Îmi pare sincer rău că n-am cumpărat mai multe, dar nu contează. Pentru următorul concediu o să mă organizez. Sunt foarte bune, mi-au intrat foarte multe lucruri și toate sunt organizate. În primul compartiment aici am pus toate rochițele pentru seară, acolo am toate accesoriile. În compartimentul acesta am pus rochițele pentru zi și de asemenea outfiturile pentru zi, iar acolo în acela micuț mi-am pus chiloți, șosete, pijamaua și așa mai departe. Dar da, arată foarte, foarte bine. Singurul lucru pe care trebuie să-l mai pun în geantă este geanta de plajă, dar în cazul în care nu intră în geamantanul meu, că nu știu dacă intră, în cazul în care nu intră, am aici geamantanul lui Andrei, în care cu siguranță o să intre. Și cu aceste imagini o să închei videoclipul de astăzi. Mulțumesc mult pentru vizionare ca de fiecare dată. Dacă ești nou pe canal, nu uita să te abonezi și abia aștept să ne revedem în următorul clip. Până atunci, mulți pupici și pa, pa!